s-a regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Vărsător. Haideți să facem etalarea pentru perioada 17-30 noiembrie 2021, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem prima oară o carte din oracol pentru cei din Zodia Vărsător 17-30 noiembrie 2021. Wow! Insecuritate, manipulare, aveți de-a face cu cineva din Taur, Fecioară, Capricorn sau chiar Gemeni, dar asta este energia voastră. Ori voi în această perioadă, deși nu am cerut energia voastră mai clară, a fost o carte din oracol. Să spunem că nu este energia voastră, aveți foarte mare grijă pentru că aveți de-a face cu o persoană care vă manipulează foarte mult. Este o persoană care se simte nesigur sau nesigură pe ea, încearcă să obțină informații despre voi, încearcă să vă manipuleze, încearcă să vă distrugă viața, este o persoană care vă face lucruri oculte, este o persoană care vă urmărește de foarte mult timp. Posibil pentru mulți dintre voi am această clarviziune că poate fi o mătușă de-a voastră, poate fi o fostă soacră de-a voastră, dar este cineva care încearcă să vă distrugă viața. Bun. Haideți să vedem și din tarot. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Vărsător în perioada 17-30 noiembrie 2021? Vărsător. Bineînțeles, trebuia să cadă o carte și jos. Aici sunt foarte multe certuri la locul de muncă, în primul rând. Foarte multe certuri. Vreți să vă faceți dreptate în legătură cu ceva ce s-a spus despre voi acolo. Ori nu vă înțelegeți colegii de muncă, ori e cineva încearcă să vă facă probleme pe partea de muncă. Sunt certuri pentru bani în anumite situații. Este vorba despre un proces pentru a vă recupera o sumă de bani. Ori pur și simplu vi se pare just, dacă sunteți în situația în care cineva v-a dat afară pentru anumite vorbe spuse de către persoane care au încercat să vă facă rău, vi se pare just ca această persoană să vă plătească salariul sau salariile, pentru că mulți dintre voi ați lucrat pur și simplu într-o perioadă de probă și nu ați primit nimic, iar alții dintre voi vă judecați pentru pensia alimentară, cineva nu vrea să plătească pensia alimentară copilului, ori sunteți într-un divorț, dar este o ceartă foarte mare. Pentru alții dintre voi este un proces a cuiva, sper că nu al vostru, în legătură cu ceva ce s-a făcut poate acum 6 luni de zile, 10 luni de zile, este un proces în care cineva riscă să intre la pușcărie. Pentru că aici vin informații pe neașteptate din partea unui grup de oameni în legătură cu această persoană, cu acuzații mai exact, când persoana de aici se așteaptă că totul este ok, vin niște persoane care vor să vorbească în legătură cu această faptă, ca să spun așa. Wow. În această perioadă, situația financiară se va mișca un picuț mai încet și totuși îi aduc aminte că nu știu cine e persoana asta care vă face acest rău, pentru că din câte văd și situația financiară va fi una destul de greuță. Pentru mulți dintre voi, doamnele în special, dacă aveți o relație abuzivă, eu simt că voi veți ajunge la poliție din cauza acestei persoane, pentru că este o persoană care vă abuzează fizic și de dreptatea, judecata, este ca și cum v-a salvat de foarte multe ori din mâinile acestei persoane. Posibil să fie cineva care depinde, de care depindeți voi financiar, iar persoana asta consideră că dacă depindeți de el financiar, poate să vă facă toate lucrurile astea, dar în orice caz nu este o persoană în regulă. Aici se va face un test psihologic. Dacă este vorba de judecată, să dovedească că persoana asta nu este aptă să țină copiii sau este o persoană în neregulă. Bun. Vreau să fac o clarificare a cărților de pe masă pentru cei din Zodia Vărsător. Poate consuma vicii.
Poate avea vici, mă scuzați. Așa. Da. Cineva vrea să vă ia cu frumosul, să încerce să vă mintă. Vezi că este cineva aici foarte viclean sau foarte vicleană. Este o persoană care încearcă să vă facă rău cu proprii voștri prieteni sau prietene. Este cineva care s-a infiltrat în grupul vostru de oameni care încearcă să spună minciuni despre voi. Împăratul poate vorbi și despre o instituție, despre locul la care munciți și poate vorbele astea se aduc în locul în care munciți de către cineva care vrea să vă facă rău. Și iar în clarviziunea mea văd că poate pentru mulți dintre voi, multe dintre voi, poate fi vorba despre a treia energie. Sau voi aveți o relație cu un bărbat căsătorit, iar femeia asta își permite să vină la muncă la voi să vă distrugă munca. Pentru că află de voi. Dar bărbatul ăsta tot nu renunță la voi. Iar altele dintre voi, voi veți face asta și apoi veți divorța de persoana asta. Pur și simplu. Mulți dintre voi aveți de-a face cu rac pe scorpion gemeni, ok? Dar pur și simplu voi vreți pe altcineva. Aveți de-a face, poate ați lăsat pe cineva pentru un bărbat mai tânăr. Dar se pare că bărbatul ăsta mai tânăr din rac pe scorpion se uită către un leu. Am de 3 ori. Puterea, soarele și regina de bâte. Poate să aibă și scorpion femeia asta. Dorește o uniune cu această femeie sau cu acest bărbat. Și greutatea voastră este când veți afla acest triunghi amoros. Persoana asta este o persoană toxică. Are niște înclinații sexuale destul de ciudate. Vreau încă 2 cărți. Totul va ieși la lumină. Totul. Veți afla adevărul. Da, mulți dintre voi aveți o căsnicie pe care nu o să mai vreți. Ori un bărbat căsătorit sau o femeie căsătorită pe care nu o să o mai vreți pentru că deja v-ați săturat. Sunt mult prea multe probleme care s-au făcut aici din cauza acestei persoane și deja este mult prea mult. Mai văd pentru câțiva dintre voi că aveți o relație la locul de muncă și asta strică tot. Bun, atât am avut și pentru voi cei din Zodia Vărsător. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.